Salut, Iosif! Salut, Iosif! Salut, Iosif, aici de la Dom! Salut, Iosif! Salutare, Iosif! 1, 2... Salut, sunt Iosif, iar astăzi o să fac provocările de fotbal pe care mi le-au dat niște youtuberi celebri. Haideți să vedem cum ne descurcăm, mai ales că este această vreme oribilă, dar pe noi nu ne oprește nimic acolo din a face ceea ce ne place. Și haide să îi dăm drum la treabă. Perfect, deci prima provocare este de la Vlad Munteanu. Uitați ce mi-a zis el aici. Salut, Iosif, te provoc să faci 15 duble. Nu știu cât de tare te pricepi, dar cred că e destul de challenging. Te pup și mult succes. Să fac 15 duble. Vlad, este ceva easy pentru mine, dar haide să vedem. 15 duble, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nu, 17 duble. Deci, Vlad, am îndeplinit și provocarea asta, acum haide să trecem la următorul youtuber. Deci, a doua provocare este de la Regent. Ia să vedem cine a zis și Regent. Te salut, Iosif, aici de la Dom. Te provoc să dai bară crossball challenge de două ori la rând. Sper că s-a auzit ce am zis. Te pup. Să dăm două crossbaruri la rând. Mie mi se pare ușor, dar nu a specificat de unde. Ori de la penalti, ori de la 16. Dar eu cred că o să fac de la penalti. Că având în vedere că este vremea asta, trebuie să terminăm videoclipul cât mai repede, dar trebuie să fie și bine făcut. De aici, de la penalti, două crossbaruri la rând. Hai! Una, a luat! A luat! Dar băieți, stați așa, le mulțumim foarte mult băieților de la Progres Sparta că ne-au lăsat să filmăm pe terenul lor. Dacă nu știați, acesta este cel mai bun sintetic din București și Progres Sparta închiriază chiar și baloane și puteți oricând să veniți la un sintetic cu băieții, cu tovarășii voștri, așa că hai să vedem. Așa cum am spus, puteți să veniți oricând aici la sintetic, aveți numărul lor chiar în linkul din descriere, Instagram-ul, TikTok-ul. Una! Mamă, fraților, am reușit și provocarea aceasta și totuși este o provocare cât de cât grea, deoarece mie mi s-a părut mult mai ușoară, dar nu este pe cum pare. Totuși rămâneți până la final pentru că nu știți ce vă așteaptă și haideți să trecem la următoarea provocare. Deci provocarea asta a fost de la Regent și acum îl avem pe nimeni altul decât Costi Max. Să vedem ce ne spune și Costi. Salut, Iosif! Am încredere în tine și o să-ți dau una puțin mai grea. Vreau să dai mingea în transversală și apoi să o prinzi fără să cadă jos, să mai faci câteva duble. Știi cum a făcut Ronaldinho odată de 4 ori în bară și tot a prins-o? Vreau să dai și tu măcar o dată, ai s-o prins. Asta e provocarea mea, te pup și succes! Costi vrea să dăm în transversală și după să o oprim fără să cadă jos și să mai fac câteva duble cum a făcut și Ronaldinho. Eu fac dintr-o singură încercare, o să vedeți. Fraților, așa cum am spus, dacă vreți să vă dați copilul la fotbal, puteți să apelați chiar aici la băieții de la Progres Spartac. Este terenul cel mai bun, unul dintre cele mai bune terenuri sintetice din București, după punctul meu de vedere. Nu în ultimul rând, nu uitați să bușiți butonul de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să faceți și noi 10K până în vară acolo. Hai să vedem provocarea lui Costi Max. Hai mă! Costi mi-a dat o provocare mai greuță, dar cred că o fac. Mă, nu cred! Mamă, a fost aproape! Minim două dacă țineam. Era perfect. Ronaldinho de România. Cred că vreo o oră la proba asta al lui Costi Max. Nu, stai să vede că nu mai pot.
Mamă, deci nu cred așa ceva. Bă, Costi, am reușit-o și pe asta. Sper că am făcut-o bine. Mamă, da, e mai grea decât pare. Credeți-mă, nu m-am lăsat și am zis că pot să o fac și am dat-o. Deci următoarea provocare este de la fratele Vlad Munteanu, Cristi Munteanu. Ia să vedem ce ne-a dat și el. Salut, Iosif, te provoc să lovești crossbar-ul de două ori la rând. Succes! Wow! Aceeași provocare care mi-a dat-o și Regent. Două crossbar-uri la rând. Haide să vedem. Două la rând, Cristi, pentru tine e asta. Ați dat like? Dacă ați dat like, dau bar. Asta mă, like, vedeți dacă dați like? Una. Două la rând. Da? Cristi, am îndeplinit provocarea. Cristi, asta a fost o provocare mult prea ușoară pentru mine, dar data viitoare te aștept cu o provocare mult mai grea, pentru că știi că pe mine nu mă învinge nimic și nu mă las. Următoarea provocare este de la Iuliu Panciu. Îl știți că am colaborat și cu el, ambasadorul FCSB de la Microbiz de România. Hai să vedem ce ne-a zis. Salutare, Iosif! Te provoc să te legi la ochi, să te învârți de 5 ori și să execuți 3 penaltiuri. De-abia aștept să văd ce o să iasă. Mult noroc! Deci, Iuli, a zis să mă învârt la ochi, să mă învârt. Să mă leg la ochi și să mă învârt de 5 ori în jurul mingii, să execut 3 penaltiuri. Haide să vedem, dacă o să amețesc. Mamă, bă, deci efectiv nu mai văd nimic. Doar că să-mi zici și mie unde e mingea. Doar. Să mă învârt de... Ce trebuia să faci? Te învârți de 5 ori? Să mă învârți de 5 ori în jurul mingii. Așa. Mingea e aici. Stai, așa. Așa, ok. De 5 ori. 1, 2, 3, 4, 5. Și să dau penalti. Gol? 1, 2, 3, 4, 5. Mamă, să moară. Gol? Bun. Mama mea. Unu, doi, trei, patru, cinci. Ia scârneam. Unde e? Că am adis-o. Tare? Bimbo. Băi, deci provocările au fost, pot să zic, și ușoare și greuțe, dar ultima provocare a lui Costi Max mi-a pus capac. Deci am stat o oră în ploaie și chiar mă bucur din suflet că am reușit. Și Costi, te aștept la un fotbal. Și mersi de provocare. Mamă, deci prima provocare a lui Vlad Munteanu, 15 duble, deci a fost easy pentru mine, s-a părut super ușoară. Dar eu care am făcut, am și un videoclip pe canal când am făcut 200 de duble în 140 de secunde. Și a fost lejer pentru mine asta, Vlad, așa mă crezi, doar 15 duble, glumesc. A fost foarte challenging și mai ales datorită vremii, știți cum este, ca un fotbalist nu poți să joci doar în casă, trebuie să joci și pe ploaie, și pe nămol, și pe viscol, și pe tunete, și pe fulgeri, pe orice anotim. Oricum ne-a ajutat și stadionul acesta, Progresul Spartac, pentru că au un sintetic foarte bun și terenul este impecabil, fraților. Uitați-vă, deci, pe ploaie, terenul arată wow, deci pentru mine a fost chiar wow. Și lăsați în comentarii ce alte challenge-uri de fotbal ați vrea să mai vedeți. Ultima provocare este de la Andrei Bleșdea, a fost jucător la Dinamo și acum este la Gloria Buzău în Liga a doua. Și ce aș vrea de la voi este să-mi scrieți în comentarii, să-mi spuneți ce credeți că mi-a pregătit Andrei. Vă zic de pe acum că este o provocare pentru profesioniști, adică el este jucător de Liga a doua la Gloria Buzău, fost jucător Liga a întâi, deci este profesionist. Nu uitați să bușiți butonul și like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să-mi dați și un follow pe contul meu de Instagram. Acolo o să postez și următoarele întrebări pentru challenge-uri, așa că urmează niște videoclipuri forță alături de echipa de la Creative Studio, din care fac și eu parte. Bă, băieți, v-am lăsat, eu acum mă duc la un tenis de picior. Vă pup!